Ceremonialul dedicat Zilei Naționale a României.
se intonează imnul de stat al României. Serviciul religios, oficiat de un sobor de preoți, compus din preoții ortodoxi Ilie Cătălin, Ilie Valentin și Ilie Mircea și din preoții catolici Butacu Benone, Marian Dascălo și Marius Adam. Sfinți părinți, vă rog! În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Puneți încrederea în Dumnezeu și El îți va veni în ajutor. Rămâi statornic pe calea cea dreaptă, nădăjduiește în El. Rămâi statornic în frica Lui. Pleacă-ți urechea, Doamne, la rugăciunile noastre, prin care cerem cu stăruință îndurarea Ta, ca să așezi sufletele
eroilor neamului nostru, pe care i-ai chemat din această lume la loc de lumină și de pace, și să-i unești cu mulțimea sfinților tăi, prin Hristos, Domnul nostru. Amin. Măreț biruitor al morții, Iisuse falnic împărat, Tu Tatălui cereți mărirea, iar nouă viața ne-ai redat. Tu ai luat a noastră fire, ba chiar și morții te-ai supus, și ai împins prin ea dușmanul, pe cel ce moartea ne-a adus. Iisuse Dumnezeu puternic, prin marele mister pascal, îi reînvii pe aceia care pierdeareși harul baptismal. Mereu cu candela aprinsă, cum sta în așteptarea ta, și atunci când vei veni la nuntă, voioși te vom întâmpina. Primește-ne la ta lumină, prea drepture judecător, cu tine să-L vedem pe Tatăl, ca și pe Duhul Sfințitor. Pe slujitorii tăi, Iisuse, care din lume au plecat, condu-i în veșnica lumină, să te slăvească neîncetat. Strigă către tine, Doamne! Strigă către tine, Doamne! Dintr-o adâncuri strig către tine, Doamne, Doamne, ascultă glasul meu. Leagă-ți, Doamne, urechea ta la glasul rugăciunii mele. Dacă te-ai uitat la fără de legi, Doamne, Doamne, cine ar mai putea să stea în fața ta? La tine însă este iertare și ne temem de tine. Eu nădăjduiesc în Domnul, sufletul meu se încrede în cuvântul său. Mai mult decât așteaptă străjerii via zorilor, să nădăjduiască Israel în Domnul. Căci la Domnul este îndurare și belșug de mântuire. Și El va mântui pe Israel de toate fără de slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Precum era la început și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Strig către tine, Doamne! Cred că răscumpărătorul meu trăiește și în ziua cea din urmă din pământ voi învia. Și cu ochii mei îl voi vedea pe Dumnezeu mântuitorul meu. Eu însumi îl voi vedea și nu altul, și ochii mei îl vor privi. Și cu ochii mei îl voi vedea pe Dumnezeu mântuitorul meu. Aceasta este speranța care se află în adâncul inimii mele. Și cu ochii mei îl voi vedea pe Dumnezeu mântuitorul meu. Doamne, îndură-te de ei! Hristoase, îndură-te de ei! Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău,
vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Să ne rugăm. Dumnezeule Tată Atotputernic, noi credem și mărturisim că Fiul Tău a murit și a înviat. Te rugăm ca frații noștri, eroii noștri, care în această credință au plecat dintre noi murind în Hristos, să se bucure de înviere împreună cu Hristos, care viețuiește și domnește în toți vecii vecilor. Amin. Odihna cea veșnică, dă-le-o lor, Doamne! Și lumina cea fără de sfârșit să le strălucească, să se odihnească în pace. Amin. Dumnezeu să iertă și să-i fericească. Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururia și în vecii vecilor. Înghietorule, Duhul adevărului care pretutindeni ești, toate le primești, vistierul bunătăților și dătătorile de viață, vino și te sălășluiește într-un noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururia și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru Sfânt numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururia și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită. Ca Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Ești cuvânta, Doamne, învață-ne pre noi îndreptările Tale. Ceata Sfinților a aflat izvorul vieții și ușa raiului, să aflu și eu calea prin pocăință. Eu sunt oaia cea pierdută, cheamă-mă Mântuitorule și mă mântuiește. Bine ești cuvânta, Doamne, învață-ne pe noi îndreptările Tale. Chipul slavei Tale cele negrăite sunt, deși port rănile păcatelor. Miluiește zidirea Ta, Stăpâne, și o curățește cu îndurarea Ta, și moștenirea cea dorită dăruiește, făcându-mă pe mine iarăși cetățeana raiului. Bine ești cuvânta, Doamne, învață-ne pe noi îndreptările Tale. Odihnește, Dumnezeule, pe robii Tăi și așează în rai, unde cetele Sfinților, Doamne, și drepții ca luminătorii strălucesc. Pe adormiții robii Tăi odihnește-i, trecându-le lor toate greșalele. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, pe o dumnezeire între străluciri cu dreaptă credință, să o lăudăm strigând:
Sfânte și Părinte fără de început, Fiul cel împreună fără de început și Duhul cel dumnezeiesc, luminează-ne pe noi care cu credință slujim ție și ne scoate din focul cel de veci și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Bucură-te curată ceea ce ai născut pe Dumnezeu cu trup spre mântuirea tuturor, că neamul omenesc a aflat mântuire prin tine și noi să aflăm raiul, născătoare de Dumnezeu curată și binecuvântată. Aleluia, 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 slavă ție, Dumnezeule! Aleluia, 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 slavă ție, Dumnezeule! Aleluia, 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 slavă ție, Dumnezeule, slavă ție! Miluiește-ne pre noi, Dumnezeule, după mare mila ta, rugăm-ne, auzi-ne și ne miluiește! Că ne rugăm pentru adormiții robii tăi, eroi ai neamul nostru, fiecare după numele lor, casele sertelor creștala, de voie și fără voie. Ne miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Ca Domnul Dumnezeu să așeze sufletele lor unde drepții se odihnesc, mila lui Dumnezeu, împărăția cerurilor și iertarea păcatelor lor, de la Hristos, Împăratul cel fără de moarte și Dumnezeul nostru, să cere. Doamne, Doamne, miluie, miluie. Dumnezeu, duhurilor și-a tot trupul care ai călcat moartea și pe diavol ai surpat și dorit viață lumii tale însuți, Doamne, odihnește sufletele adormiților robilor tăi, eroi ai neamului românesc, în loc luminat, în loc de verdeață, în loc de odihnă, de unde a fugit toată durerea și întristarea. Și orice greșeală ce au săvârșit ei cu cuvântul, cu lucrul sau cu gândul, ca un Dumnezeu bun și iubitor de oameni, iartă-le lor, Dumnezeu. Că nu este om care să fie viu și să nu greșească, numai tu singur ești fără de păcat. Dreptatea ta este dreptate în viac și cuvântul tău este adevărul. Că tu ești învierea și viața și odihna adormiților, robilor tăi, eroi Hristoase, Dumnezeul nostru, și ție slavă înălțăm împreună și celui fără de început altă părinte, și prea sfântului și bunului și de viață, făcătorului tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Într-o fericită adormire veșnică, odihnă-vă, Doamne, adormiților, robilor tăi, eroi pomeniți, fiecare după numele lor, și levă lor veșnică pomenire. Veșnică pomenire, veșnică pomenire, veșnică lor pomenire. Pomenirea lor din neam în neam și lefă lor veșnică pomenire.
sfânt ca un bun de oameni fără. Amin. Mulțumim. Urmează alocuțiunile. Prima alocuțiune este rostită de domnul subprefect Claudiu Paul Cotârleț, care ne va transmite mesajul primului ministru al României. Domnule subprefect. Domnule primar, domnule profesor, domnule consilier județean, preapucernici părinți, doamnelor și domnilor. Înainte de a da citire mesajului primului ministru, aș dori să-i mulțumesc în mod special domnului primar pentru invitația făcută. Sunt onorat să fiu astăzi în preajma dumneavoastră, într-o zi de sărbătoare națională. Mă uitam mai devreme cu surprindere, surprins plăcut, faptul că pe 1 decembrie 2019, lumina lumânărilor nu s-au stins. Asta înseamnă că patriotismul aici în zonă dăinuie și va dăinui și de acum încolo. Permiteți-mi, vă rog, să citesc mesajul primului ministru. Sărbătorim în acest an Ziua Națională a României cu împlinirea faptului că am reușit să lăsăm în urmă, prin vot, ceea ce a frânat progresul pe care ni l-am dorit după căderea comunismului. Marea Unire de la 1 decembrie 1918, dată la care Marea Adunare de la Alba Iulia a votat unirea tuturor românilor din Transilvania și Banat cu România, a însemnat pentru făuritorii ei împlinirea visului de veacuri, a visului de aur al României, așa cum minunat descria acest moment al istoriei Regina Maria. Astăzi, la o distanță în timp de 101 ani, în care soarta României nu a fost lipsită de suferință, în anii de război, în anii de comunism și chiar și în istoria foarte recentă, sărbătorim Ziua Națională cu sentimentul adevăratei noastre eliberări și cel al împlinirii unui nou vis al românilor. Avem acum șansa reală să schimbăm lucrurile în bine, să trăim într-o țară democratică, în care instituțiile statului să servească cetățeanul, iar legea să fie aplicată pentru toți în mod egal. Este momentul să consolidăm cu adevărat România europeană, care să garanteze cetățenilor săi drepturile și libertățile fundamentale și în care să se regăsească toți românii, indiferent de locul unde au ales să trăiască. Să construim împreună un drum ireversibil al României către stabilitate socială și economică, către prosperitate, în care cei care muncesc onest să se bucure de beneficiile muncilor, iar antreprenorii să se simtă corect tratați. Să dezvoltăm societatea românească pe principiile solide ale adevărului și meritocrației, în care competența să fie recunoscută și apreciată. Crezul meu ca prim-ministru este să nu irosim această șansă și prin noi înșine, români din țară sau din alte colțuri ale lumii, să construim o Românie normală pentru toți cetățenii. La mulți ani România, la mulți ani dragi români din țară și din afara granițelor, semnat Ludovic Orban, prim-ministru al României. Vă mulțumesc! Vă mulțumim, domnule subprefect, și vă mulțumesc personal pentru emoțiile pe care mi le-ați transmis. Următoarea alocuțiune este rostită de domnul primar al orașului Slănic Moldova, domnul Gheorghe Bacea. Bună ziua și bine ați venit la manifestarea de astăzi. Mulțumesc, domnul profesor universitar, și mulțumesc că ne ajutați la acest eveniment. Domnul subprefect, bine ați venit la Slănic Moldova. Nu am mai avut încă în ultimii 4 ani un prefect sau un subprefect la Slănic. Apreciez că în sfârșit participați la acest eveniment și apreciez că v-ați dorit foarte mult să ajungeți. Salutăm pe domnul Manoache Vasile, consilier județean, preacucernici părinți, catolici, ortodoxi, dragi copii, elevi, cadre didactice, doamna director, dragi cetățeni ai noștri, avem aici instituțiile reprezentate de angajați în instituțiilor statului de la Slănic Moldova, Jandarmeria, Poliția, Salvamontul, Cultul Eroilor. Dragi cetățeni de pe Valea Slănicului, vă văd într-un număr din ce în ce mai mare aici. Am emoții pentru că nu mă așteptam să avem așa o prezență reprezentativă. Desigur că este al 4-lea an când noi de 1 decembrie facem această rugăciune și, așa cum a remarcat și domnul subprefect, nu s-a stins lumânarea, dar vreau să spun că în toți acești 4 ani s-a concelebrat aici și s-au întâlnit
atât preacucenice părinți ortodoxi, cât și preacucenice părinți catolici, împreună cu persoane consacrate și astăzi sunt aici pe lângă noi. Și mă bucur foarte mult că la Stănii Moldova există această comuniune, se manifestă ecumenismul la adevărata valoare. Am mai participat la multe manifestări, dar nu am văzut așa o unitate și vă mulțumesc tare mult încă o dată. Desigur că sunt 101 ani și toată lumea știe că noi astăzi sărbătorim Ziua României, dar mai mult de atât sărbătorim Unitatea Națională. Este vorba despre faptul că acum 101 ani România a revenit la granițele ei, aproape alea istorice, pentru că știm cu toții că avem încă pământuri românești ocupate de alte naționalități. Vreau să ne gândim, în special copiii, cum a fost acum 101 ani și cât de mult au luptat acești ostași, unii s-au întors acasă, dar foarte mulți dintre ei zac pe aceste meleaguri. Gândiți-vă că aici în spate este o groapă comună unde sunt peste 3500 de ostași înmormântați într-o groapă comună. Noi acum în Stănii Moldova nu suntem 3500 de cetățeni, ca să aveți așa o dimensiune. Da? Acești brave ostași români, cărora astăzi am reușit în sfârșit să punem un tricolor și am igienizat puțin aceste cruci, și sperăm ca imediat după ce proiectul va fi aprobat de către Cultul Eroilor să amenajăm în întregime acest loc. Vrem ca acest loc să fie un loc de rugăciune pentru înaintașii noștri, dar în același timp să fie și un punct de atracție turistică. Turismul istoric trebuie să fie o componentă, turiștii noștri trebuie să viziteze acest cimitir, trebuie să viziteze monumentul de pe Cireșoaia, construit acum 3 ani, și alte locuri din zona noastră, unde s-a scris pagină de istorie. Dar să revenim la istorie, desigur, localitatea noastră, mai bine de 2 ani, a fost ocupată de armata vestică și avem dovada și scrisă și fotografii cum am fost bombardați în acea perioadă, dar aici acești ostași au dus o luptă crâncenă și, după cum știți, am biruit. Este foarte greu de presupus cum am fi fost noi astăzi ca la 4 km mai sus să fie hotarul României. Cât de mult ne-ar fi durut ca peste Carpați să avem frați de-ai noștri români care trăiau într-o altă țară. Cum de altfel ne doare acum când avem în Bucovina de Nord, în Republica Moldova, mergem la ei și spun, ei ne spun nouă, vrem să ne unim cu țara. Gândiți-vă cât de important a fost acest moment pentru România. Aș vrea să transmit dorința mea de a fi cât mai uniți noi, atât în România, românii din țară și cei care, din păcate, au trebuit să plece să muncească în străinătate și să își câștige existența, dar mai ales noi în localitate aici să ne străduim să fim mai buni, să fim mai solidari, să participăm la evenimentele comunității, dar să participăm și la întrajutorarea semenilor noștri. Este foarte important acest lucru și mă bucur că în ultimii ani această întrajutorare se întâmplă din ce în ce mai mult. Eu vă mulțumesc dumneavoastră tuturor cetățenilor din localitatea asta care astăzi ați venit aici, care și celor care nu au putut participa, dar le mulțumesc pentru că se simte din ce în ce mai mult că vrem să fim o comunitate unită. Am uitat să amintesc prezența consilierilor locale. Îmi cer scuze, v-am lăsat la urmă, dar cei de urmă ca și cei din tâi, care au fost aproape în fiecare an prezenți aici și împreună cu domnul viceprimar, împreună cu colegii din primărie, avem aici doamna secretar, din primărie, colegi din administrația locală. Apreciez foarte mult că participați la aceste evenimente
Și vă mulțumim consilierilor locali pentru că sunteți de acord să ajutăm biserica. Astăzi este un moment de sărbătoare națională, dar este și un moment în care trebuie să ne aplecăm către o rugăciune, către cei care muncesc și se străduiesc pe aceste meleaguri. Eu încă o dată vă mulțumesc, domnul subprefect, mulțumesc domnului consilier județean Manolache, mulțumesc preacucernici părinți, apreciez foarte mult că ați venit astăzi și am lungit puțin vorba așa, m-au cuprins emoțiile, sper că așa cât de cât ne-am transmis. N-am vrut să-mi scriu un cuvânt, mi s-a recomandat să-l scriu, dar am spus că o să vorbesc liber. Sper că nu o să interpretați acest cuvânt al meu ca un mesaj care vreau să fie un mesaj de unitate și îmi cer scuze că am emoții, dar închei prin a vă transmite dorința mea ca această localitate să fie cât mai unită, să fie solidară, să fie oamenii harnici, oamenii corecți, oamenii pricepuți, să fie valorați la adevărata valoare. Și înainte de a trece la celelalte, vreau să transmit invitația mea personală către oficialități și instituțiile deconcentrate să, după această manifestare, să vină la pensiune la Izvoare, pensiunea Izvoare, unde vom avea o masă, și ceilalți participanți, consiliul local au organizat chiar aici aproape, avem și plăcintă și ceva de 1 decembrie. Vă mulțumesc tare mult, sănătate și tot ce vă doriți! Vă mulțumim, domnule primar. Are cuvântul domnul Cornel Solomon, președintele Asociației Cultul Eroilor Regina Maria, filiala Stănic Moldova. Mulțumesc, domnul profesor. Bună ziua și bine ați venit la Stănic Moldova. Bună ziua, să trăiesc, domnule prefect, domnule primar, preacucenici, părinți catolici și ortodoxi. Mă scuzați. În calitate ca președinte al Asociației Naționale Cultul Eroilor, sub filiala Stănic Moldova, aș dori ca, în primul rând, să fac un apel pentru a face un moment de reculegere în cinstea tuturor eroilor căzuți pe câmpul de luptă și nu în special pentru faptul că anul acesta, peste câteva zile, vom sărbători 30 de ani de la momentul din Revoluție din 89. Vă rugăm să facem un moment de reculegere. Vă mulțumim. Aș vrea să vă zic câteva cuvinte în legătură cu vată ce am văzut niște copii, care și copiii în primul și al doilea război mondial au avut parte la acest război, care și au fost de eroi. Și în mod special aș vrea să exemplific cele două măriuci din Valea Jiului și de la frontul de est, din la Mărășești, unde au fost și căzuți eroi pentru faptul că de la Târgu Jiu a fost conduși armata română pentru a năvăli către armata hortistă, coborât pe Valea Oltului. Iar are și la Mărășești, Măriuca Zaharia, care a fost străpuns de un glonț în momentul în care a urcat într-un nuc, făcând ca observator pentru a conduce armata română în luptă. De aceea ea a căzut eroic și au fost decorați cu ordinul militar clasa a treia. Mihai Viteazu. Anul acesta am sărbătorit și ziua erorilor pe Cireșoara. Dacă ne ajută Bunul Dumnezeu la anul, vrem să restaurăm masa reginei, care se află în zona noastră pe Cireșoara, vis-a-vis de Cireșoara, numai că se află pe teritoriul orașului Târgu Ocna. Am convenit cu cei de la Târgu Ocna, poate reușim și la anul să facem acest obiectiv. Să îndeplim acest obiectiv. În continuare, aș vrea să vă mulțumesc pentru participare și vă doresc multă sănătate din partea Asociației Naționale Cultul Eroilor și la mulți ani români și la mulți ani România. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc și eu, domnul Somon. Are cuvântul doamna profesor Viorica Marcu. Viorica Moca, nu-mi cer scuze. Doamne ajută și bine v-am găsit! Sunt Viorica Mocanu, profesor de istorie, creștin și român.
Eu sunt din Târgu Ocna, dar acum a spus și părintele meu duhovnic, slănicul m-a adoptat. Așa că mă simt astăzi fiu al stațiunii, al orașului Târgu Ocna și slănic Moldova. Dacă tot spunea domnul primar ceva de unitate, este binevenită această chemare la unitate, dar la unitate în partele cele bune, în credință, în Hristos, în românism și în libertate. Iar libertatea ține de ceea ce este în interiorul nostru, de sufletul nostru. A vrut Dumnezeu ca în această zi binecuvântată să vă adresez câteva cuvinte despre Ziua Națională a Românilor de Pretutindeni. Și nu cred că este întâmplător că mă aflu exact așezată strategic în fața unui grup minunat de elevi. Așa că o să vă consider că este o lecție de istorie predată într-o această conjunctură deosebită. Mă adresez în primul rând conștiințelor, conștiințe dumneavoastră, pentru că fără conștiință noi nu mai avem identitate. Dacă am face un mic exercițiu de imaginație și ne-am închipui că din momentul acesta noi nu mai avem nimic din trecutul nostru, în mintea noastră, în sufletul nostru, nu mai știm nimic din ce a fost în trecut, pentru că fac acest exercițiu pentru că majoritatea copiilor mă întreabă la ce ne folosește să cunoaștem istorie, la ce ne folosește să știm ce a fost în trecut. Imaginați-vă că nu mai știți nimic. Nici cine sunteți, nici cum vă cheamă, nici unde v-ați născut, nici cine sunt părinții voștri, nici ce limbă vorbiți. Ziua voastră, viața voastră ar începe acum, aici. Cum v-ar fi? Cum am fi? Am fi goi. Nu am avea acea identitate, acea conștiință că aparținem unui neam. Nu am avea pentru ce lupta. Iar străinii care de-a lungul veacurilor au năvălit asupra noastră, au dorit să ne cotropească, să ne ia ce avem mai sfânt, iar străinii ne-ar putea păcăli foarte ușor, ne-ar putea cuceri foarte ușor. Nu am avea cu ce să ripostăm, pentru că noi n-am cunoaște adevărul. Dacă vorbim de neam și de zi națională, trebuie să înțelegem ce este acesta neamul. Eu nu vreau să vă țin prelegeri despre naționalism. Vă spun că am conștiința că aparțin acestui loc numit România și că prin strămoșii mei, prin eroii mei, prin cei care au luptat între atâtea și atâtea războaie, eu mi-am cunoscut trecutul, eu sunt român, dar prin ceea ce a fost înainte și prin ceea ce este astăzi. Strămoșii noștri, eroii noștri, țin pe piepturile lor România întreagă. Iar noi suntem datori să îi cinstim în inimile noastre, nu numai cu buzele, în inima noastră să-i cinstim, să ne rugăm pentru ei. Unii dintre ei au devenit sfinți. Avem voievozi sfinți. Avem o țară plină de martiri, de eroi, de sfinți, voievozi, începând cu Ștefan cel Mare. Și fac o analogie între ceea ce erau românii pe vremea lui Ștefan cel Mare și să știți că s-a păstrat din fericire până în zilele noastre acest obicei sfânt. Și anume, ostașii lui Ștefan cel Mare posteau și se rugau și se împărtășeau și apoi mergeau la război. Și de curând am citit o carte care se cheamă Bucuriile Suferinței, scrisă de un preot martir care a făcut și facultate de istorie, părintele Dimitrie Bejan, care a fost preot militar, misionar. Și are niște mărturii date în care dovedește că acest obicei al ostașilor de a se împărtăși a perpetuat până în zilele noastre. Așa e la moarte, spune părintele. Că în fața morții, soldații, chiar dacă nu erau botezați, și era vorba aici de ostașii ruși, atei, în acea perioadă, în fața morții căutau cu disperare un preot creștin pravoslavnic care să-i boteze. Și spune părintele că a botezat peste 100.000 de ruși. Și a întrebat pe cum se făcea botezul. Știați rusă? Știam un pic de rusă. Și dar unul dintre soldați spunea crezul tare în limba rusă și ceilalți rosteau după ei. Și ce nu sunt chiar așa de răi ruși? Ei erau sălbăticiți pentru că n-aveau deloc preoți. M-a impresionat mărturia aceasta. Mai departe aș vrea să vă vorbesc tot din ideile părintului Dimitrie Bejan despre liturghia de pe câmpul de luptă. Pentru că, fiind întrebat ce v-a impresionat cel mai mult acolo pe front, și părintele a zis,
faptul că răniții și cei din spatele frontului vroiau să se boteze și să se împărtășească. Și atunci îmi spunea că în fiecare duminică pe front se săvârșea Sfânta Liturghie. Aveau un altar portabil, antimis, vase liturgice, pâine soldățească, vin și cărți de strană. Și mai face acolo un comentariu care mi-a dus zâmbetul pe buze, că cântăreți erau destui pentru că aproape toți soldații știau rânduiala slujbelor. Și noi ar trebui să știm această rânduială și să fim soldați în spatele frontului, cât, dacă pot să zic așa. Mai departe spune părintele, ca un continuitor al lui Ștefan cel Mare, pentru că el se trage prin, cu documente în regulă din răzește lui Ștefan cel Mare și nu l-a făcut de râs, este un urmaș vrednic, cum într-o zi de Paști a botezat, a împărtășit un regiment întreg, cifra cred că este, dacă vreți, asemănătoare de ce spuneți de 3500, părintele spunea că 3600 de soldați de la locotenent până la ultimul soldat a împărtășit și în ziua aceea de Paști și împărtășarea a durat 5 ore. Și în altă parte povestește cum într-un sat de răzești de lângă Orhei a împărtășit un batalion întreg, a spovedit și a împărtășit și trăgeau rușii, bombardau biserica, drept în altar, 3 ghiulele de artilerie grea au căzut, au zdruncinat biserica, dar n-au dărâmat-o, au reușit părintele să împărtășească toți soldații, au ieșit soldații din biserică, au plecat la luptă, jumătate au murit, jumătate au rămas în viață. Ce vreau să vă spun cu aceste mărturii? Este un strat foarte profund și foarte necesar să cunoaștem că această parte a istoriei. Nu apare niciun manual de istorie din ultimele decenii, nici din perioada comunistă, nici de după, vreo precizare a faptului că soldații noștri de la Ștefan cel Mare încoace căutau să se împărtășească și să ducă la Hristos dincolo pregătiți, pentru că fața morții nu mai conta nimic, nu mai cereau nici ajutorul mamei, nici al copilor, nici al nimănui, ci îl vroiau pe Hristos. Nu se spune nimic. S-au schimbat manualele la istorie în la clasa a șaptea, dar am rămas așa cu un gust amar, cum vorbim despre mentalități și viața cotidiană, sunt pagini întregi dedicate moravurilor femeii care s-a emancipat în perioada interbelică și cum avea ea machiajul și coafiura și papuci și ce mai făcea ea în societate. Ori despre lucrurile profunde și adevărate nu se spune nimic. Imediat o să închei, știu că timpul este foarte scurt și nu înainte de a face o foarte scurtă trecere în istoria principalelor momente care au dus la ceea ce s-a încununat la 1 decembrie, pentru că 1 decembrie este o istorie întreagă cu lupte și jertfe, nu este doar un moment, pentru că idealul acesta național, ideea de a dorința ca românii să trăiască toți la oaltă într-un singur stat, a fost de viacuri. Primul care l-a înfăptuit a fost Mihai Viteazul, care știți foarte bine că a luptat cu arma mână ca să unească Moldova, Ardealul și Țara Românească, dar pentru că marile imperii nu doreau ca să existe un stat român unit, puternic în calea lor, l-au omorât pe Mihai Viteazul, știți foarte bine, în august 1601, Mihai Viteazul a plătit cu propria lui viață măreața faptă politică, dar visul românilor de a trăi uniți nu a fost omorât, nu a căzut odată cu capul lui Mihai Viteazul. Peste 250 de ani, la 1859, s-a realizat o altă etapă a unirii statale, dar în istorie se numește Mica Unire, dar eu aș numi o foarte mică unire, pentru că atunci, în 1859, când s-a unit, conjunctura internațională a permis acest lucru, s-a unit Moldova și Țara Românească, trebuie să spunem așa și cum domnul primar a subliniat că Moldova însemna atunci jumătate din ce a lăsat Ștefan cel Mare, pentru că în 1812 rușii au reușit să ne ia Basarabia, de fapt Basarabia, o parte cealaltă a Moldovei, pentru că Moldova nu s-a gândit niciodată că o să se cheme Basarabia sau Bucovina, ea a fost Moldova și atât. Și de-aia zic foarte mica unire, pentru că însemna unirea principatelor, jumătate din Moldova, nu fără Basarabia, fără Bucovina de Nord și Țara Românească. A trebuit să moară românii în primul război mondial,
ca să realizeze marea unire, România întreagă, când arăt elevilor harta României în hotarele ei adevărate, întregi, rămân pe gânduri. Și asta îmi înalță inima, pentru că îi văd că sunt copii cu inimi curate și există patriotism. Am descoperit în ei ceva, m-am gândit doar cine a pus în inimile acestor copii atâta patriotism, pentru că sunt mici. Și m-am gândit că cine a pus conștiința în om, acela a pus și patriotismul. Patriotismul nu se cultivă, cu toate că toată lumea spune asta. Patriotismul te naște, este o stare naturală. Și am înțeles asta când copiii de clasa a 5-a au început să cânte de la sine vineri cântece patriotice, deșteapte române, cât mai trăim pe acest pământ, cântă cu Vucovina, am rămas, dar cântau așa cu niște inimi senine și niște fieți, am rămas, îmi dădeau lacrimile, pe spun cinstit. Cine a pus patriotismul în acești copii în care se aruncă cu noroi în toate părțile? Iar în 1918 România a reușit să se întregească. Noi, din păcate, până în zilele noastre, n-am păstrat-o întreagă, pentru că în al doilea război mondial am pierdut din nou Basarabia, am pierdut din nou Bucovina, chiar dacă în războiul sfânt din 1941 le-am readus acasă, 23 august 1944 le-am pierdut din nou. Noi sărbătorim astăzi un moment din trecutul nostru când am fost întregi, fizic, dar sufletește am rămas întregi până în zilele noastre și astăzi să îi sărbătorim alături de noi și pe români din Basarabia și pe cei din diaspora și pe cei din Bucovina și pe cei din Cadrilater, pe toți românii, pentru că 1 decembrie este ziua națională a tuturor românilor de pretutindeni. Mă iertați dacă m-am întins prea mult, prea mulți ani, inimi de români. Vă mulțumim. Urmează ceremonialul de punere de coroane de flori. O să vă rog să eliberăm un pic culoarul central. Se depune coroana de flori de către instituția prefectului. Depune coroana de flori instituția prefectului reprezentată de domnul subprefect Paul Cotărleț. Consiliului Județean. Depune coroana domnul consilier Vasile Manolache. Depune coroane de flori din partea primăriei și consiliului local Slănic Moldova. Corona este depusă de domnul primar George Baciu. Asociației Cultul Eroilor Regina Maria. Corona este depusă de domnul Cornel Solomon. Thank you.
depune coroanele către instituțiile deconcentrate și instituții ale statului din orașul Slănic, Moldova. Delegația este condusă de doamna agent ajutant Roxana Scurtu. Spațiul în care sunt crucile eroilor români, pentru că urmează un moment deosebit. Puteți sta pe alea centrală, vă rog să stați pe alea centrală. S-a terminat de punerea de coroane. Și vom aprinde câte o candelă pentru fiecare erou român căzut și aflat astăzi la odihnă veșnică în cimitirul din Slănic, Moldova. În ordinea în care vă voi spune, Maior Călinescu Vasile. O să vă rog, copiii, să veniți să luați câte o candelă și să o puneți în fața, în fața câte unei cruci. Soldat Eugen Antonescu. Locotenent Mihaleș Dumitru. Locotenent medic Cozai Mihai. Sublocotenent Mihai Orășanu. Ștefan Roman. Soldat Duță Dumitru. Sublocotenent Octav Tomita. Un erou necunoscut. Un al doilea erou necunoscut. Soldat Grigore Altarie. Soldat Rodica Iren. Soldat Nedelcu Teodor. Un sergent necunoscut. Și pe al treilea rând, soldat Ignat Nicolai. Soldat Enache Vasile. Soldat Langoviciu Ioan. Și în final, sergent necunoscut, gornist român necunoscut.
Elevii școlii din Slănic Moldova au pregătit un moment festiv, un moment artistic. Domnul profesor, permiteți să am uitat ce mai important. Dragi stăniceni și invitați, aceste amenajări de anul acesta au fost făcute, obeliscul principal a fost amenajat de Asociația Culturilor Eroilor, personal de președintele subfilialei Stănic Solomon Cornel și echipa dumnealui, domnul Pavel Lavădeni, și aș vrea să-i aplaudăm, să le mulțumim tare mult. Și crucile au fost amenajate de Asociația Pietrarilor din Stănic Moldova. Am muncit o săptămână, aproape zi și noapte, le mulțumim tare mult. Și cheltuiala, crucile nu au fost amenajate voluntar, au fost cu plată, dar banii aceștia îi punem de la taxa de promovare a turismului respectiv, nu din bugetul local. Am considerat că este și un punct turistic și, după cum vedeți, am adus și un panou de promovare și o să mai vină și mai multe panouri. Noi sperăm până de Paști să terminăm amenajarea acestui cimitir ca să fie pregătit pentru vizitatori cu informațiile necesare. Copii, vă rog. Microfoanele. Cine începe? Aduce aminte că frații în veci vor fi frați. Un cântec de luptă bătrân ca unirea voi compatrioți ascultați. Un cântec de luptă bătrân ca unirea voi compatrioți ascultați. Treceți batalioane române, carpații la arme cu frunze și flori. Așteaptă izbânda, v-așteaptă și frații cu inima la trecător. V-așteaptă izbânda, v-așteaptă și frații cu inima la trecător. Ardealul, Ardealul, Ardealul ne cheamă, nădejdea e numai la noi. Sărută-ți copiile, părinții și frații, și-apoi să mergem la război. Sărută-ți copiile, părinții și frații, și-apoi să mergem la război. Înainte, înainte, spre marea unire, potarul nedrept să-l zdrobim. Să trecem carpații, ne trebuie Ardealul, de-ar fi să ne îngropăm de vin. Să trecem carpații, ne trebuie Ardealul, de-ar fi să ne îngropăm de vin. Țara avem și noi sub soare și o râvnesc dușmani de sui, dar prin vremea supritoare n-am lăsat-o nimănui. E bogată, zic, vezi bine, e bogată căcinea, multe inimi sunt străine și frumoasă căia mea. Dacă-i mică, nu-i deocară, căci viteji în ea mai sunt, și apoi și la noi în țară crește fierul din pământ. Când voim, îl știm cu lege, știm cum să izbim cu el, când dușmani lipsiți de lege, vin spre noi cu gând mișel. Steag avem și noi străine și-l iubim cu jurământ. Ziua râului când vine, ce frumos îți bate în vânt. E frumos și steagul vostru, dar pe noștri le privesc, tot mai mândrui al nostru și mai sfânt, că-i românesc. Rup de-a sprinile furtuni, răscolite de dușmani, l-au purtat cinstiți străbunii, prin atât amar de ani. De ne cheamă azi la moarte, vesel mergem la război, să dea Domnul să ne împoate și nepoți tot ca noi. Stăm cu ochii toți spre țintă, mergem tot pe același drum pentru sfânt. Stăm cu ochii toți spre țintă, mergem tot pe același drum sfânta pentru sfânta legea crucii, pentru limba ce-o vorbim,
Cetățel pe săbilu, ci pusam noi de când trăim. Știe Dumnezeu de bine, ori de facem vreun păcat. Dar noi știm că așa e bine să ținem ce-am apucat. Pentru lege, pentru limbă, noi cu gura prindem foc. Numai vântul se tot schimbă, însă munții stau pe loc. Sunt și neamuri mai cu nume, mai vestite la război. Or fi multe, poate, nume, câte n-au ajuns la noi. Dar mai știm ce ne învățară, cei ce-au fost și când rostim. Vorbă sfântă, neam și țară, noi străine tresărim. Pentru cel ce ne iubește, tot ce avem noi dăm cu drag. Dar când neamul îl hulește și vrașmaș vine în prag, mii de oși cu el s-aducă, noi suntem români destui. Când de piept cu noi s-apucă, aibă-l cer în mila lui. Nu plânge, maică Românie. Versuri găsite în ranița unui soldat mort în toamna anului 1918 pe muntele Sorica din Carpații de Curbură. Nu plânge, maică Românie, cam să mor neîmpărtășit. Un glonț pornit spre pieptul tău, cu pieptul meu eu l-am oprit. Nu plânge, maică Românie, e rândul nostru să luptăm. Și din pământul ce ne arde, nici o fărâmă să nu dăm. Nu plânge, maică Românie, pentru dreptate noi pierim. Copiii noștri peste veacuri onoare ne vor da, o știm. Nu plânge, maică Românie, adună tot ce-i bun sub soare, ne cheamă și pe noi la prasnic, că România va fi mare. De ce? De la Dunăre la val, se desprează de ce val. Suntem pe creasta muntelui, din Rusia duci lui. Ține mână un pulat, la 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 la. Țara mea e un cos de rai, un buchet de flori de mai. Și Ardealul și Banatul, Dobrogea și tot regatul, Basarabia iubită cu românii, înfrățită un buchet de flori de mai. Stă de pază Corintești, Ștefan cu al lui Rănești, iar cu craiul munților, e stăpânul munților. Pentru noi că trăiești, la 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 la. Țara mea e un colț de rai, un buchet de flori de mai. Și Ardealul și Banatul, Dobrogea și tot regatul, Basarabia iubită cu românii, înfrățită un buchet de flori de mai. Portofincă în picior și căciula dacilor, de bar pe care o vorbim, de la Daci o moștenim, limba scumpul nostru odor. La 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 la. Țara mea e un colț de rai, un buchet de flori de mai. Și Ardealul și Banatul, Dobrogea și tot regatul, Basarabia iubită cu românii, înfrățită un buchet de flori de mai. Munții sunt a noastră avere, a românilor putere. Pași și deave și câmpii, a românilor moșii. Asta-i marea noastră avere, la 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 la. Țara mea e un colț de rai, un buchet de flori de mai. Și Ardealul și Banatul, Dobrogea și tot regatul, Basarabia iubită cu românii, înfrățită un buchet de flori de mai. Noi aici ne-am născut, țara noastră-i pământ sfânt. A primit cerul dar, am lor sfânt un sfânt hotar. Să-l iubim până la mormânt, la 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 la. Țara mea e un colț de rai, un buchet de flori de mai. Și Ardealul și Banatul, Dobrogea și tot regatul, Basarabia iubită cu românii, înfrățită un buchet de flori de mai. Țara mea e un colț de rai, un buchet de flori de mai. Și Ardealul și Banatul, Dobrogea și tot regatul, Basarabia iubită cu românii, înfrățită un buchet de flori de mai. Bravo! Poate că activitatea de astăzi nu s-a putea termina mai frumos decât ascultând niște glasuri cristaline.
care ne dau speranță că România nu va muri. La mulți ani România, la mulți ani români și să vă dea Dumnezeu sănătate și inimă bună.